După cum bine știți, așteptăm câteva minute să se conecteze toți participanții. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit! În regulă, să începem. Vă spun un călduros bun venit la lecția cu numărul 6 din seria de webinarii UPT Te Conectează, lecții online de matematică, dedicate pregătirii elevilor din clasa 12-a pentru examenul de matematică, dar și pentru examenul de admitere în cadrul Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Automatică și Calculatoare. Astăzi este alături de noi din nou prodecanul Facultății de Automatică și Calculatoare, care ne va da câteva detalii despre ce înseamnă experiența voastră de studenți în cadrul acestei facultăți. Însă, până să îl introduc, aș vrea să vă reamintesc câteva din regulile care stau la baza organizării acestui webinar. Întâi de toate, să aveți în vedere faptul că acest webinar se înregistrează în timp real și ulterior îl veți găsi urcat pe canalul nostru de YouTube, acolo unde regăsiți toate lecțiile de anul trecut, dar și lecțiile de anul acesta. Pe partea de interacțiune, vă stăm la dispoziție pe zona de Q&A și pe zona de chat. Până la pauză, pe zona de chat, vă mulțumim că ne veți saluta și ne salutați în continuare. Aș vrea aici, dacă se poate, să menționați dacă săptămâna care s-a încheiat v-ați întâlnit cu reprezentanții universității noastre, am început caravana UPT, vom vizita liceele din 11 județe din jurul Timișoarei. Ca atare, dacă ați interacționat cu reprezentanții noștri, ne-ar face mare plăcere să știm acest lucru. Pe zona de Q&A, totodată, cum bine știți, la pauză este locul în care puteți să semnalați problemele pe care doriți ca domnul profesor responsabil de astăzi să le rezolve în a doua parte a lecției. Bun, salutăm cu mult drag și pe cei care ne urmăresc pe canalul de Facebook, pe social media. Vă stăm și acolo la dispoziție cu întrebări dacă aveți nevoie. Tot ce ține de partea de admitere, pe zona de licență, ceea ce vă interesează, informațiile le găsiți pe site-ul nostru, pe upt.ro, zona de admitere. La fel și culegerea de matematică este disponibilă acolo și în format electronic, dar este disponibilă de ceva timp și în format print. O puteți achiziționa de la bookshop-ul nostru din incinta Bibliotecii Centrale de pe Bulevardul Vasile Pârvan. Bun, cam astea sunt informațiile pe care am vrut să vi le transmit. În acest moment aș vrea să îl invit pe domnul Ovidiu Baniaș, prodecanul Facultății de Automatică și Calculatoare, care vă va introduce puțin în lumea aceasta a cluburilor de robotică, de embedded, a concursurilor pe care ele organizează, practic activităților care stau dincolo de viața de student și de cursuri și seminarii. Nu-i așa, Ovidiu? Da, da, sigur. Mulțumesc, Victoria. Dacă în urmă cu două săptămâni vă povesteam despre clubul de algoritmică, astăzi povestim tot ca și la trecută destul de scurt că voi așteptați lecțiile de matematică. Vă povestesc despre clubul de robotică și despre scopul acestui club, care este similar cu cel de algoritmică. Aș vrea să vă arăt încă o dată pagina de web a facultății. Sper că o cunoașteți, mai ales cei din anii terminali, clasa 11-a, clasa 12-a. Aici puteți afla informații importante despre noi, vă puteți documenta, puteți să observați diferite, să studiați anumite anunțuri și ce anume facem noi la Facultatea de Automatică și Calculatoare, cum se desfășoară admiterea și multe altele. V-aș atrage atenția, da, avem și un Polybike Challenge organizat de universitate în curând, la care vă invităm să participați, dar mai mult decât atât, astăzi vă povestesc despre cel de-al doilea club studențesc, și anume Clubul de Robotică.
care, asemenea clubului de algoritmică, este organizat împreună cu studenții noștri de la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Scopul principal este de a aduce împreună studenți pasionați de acest domeniu de robotică, de embedded system, să aducem împreună și ei să lucreze, să se perfecționeze cei, de exemplu, cu rezultate foarte bune în acest domeniu, iar cei care încep să prindă gustul roboticii, să învețe de la colegi mai mari sau de la cadre didactice care se implică și se vor implica în acest club. Nu vă ascund că în viitorul apropiat ne propunem la nivel de universitate un an, doi ani, să avem o investiție majoră într-o sală de robotică, nu numai un club de robotică, ci o sală fizică de robotică împreună cu companiile care ne susțin, tocmai în același sens de a dezvolta această zonă. Și observăm că avem destul de mulți, noi cel puțin, studenți pasionați de acest domeniu. De exemplu, anul trecut, membrii de astăzi ai Clubului de Algoritmică au participat la concursuri de robotică, pardon, Clubul de Robotică, au participat la concursul Bosch Challenge, unde concurs național, unde cu zeci de echipe, peste 50-60 de echipe, dacă mi-aduc eu bine aminte, cu rezul și s-au plasat pe locurile 1 și 2. Noi ne dorim să susținem aceste inițiative studențești și pe voi, pe elevi, să vă atragem către aceste cluburi dacă există interes și pasiune din partea voastră. La fel, cum vă spuneam și acum două săptămâni, avem organizare pe Facebook. Pe acest anunț puteți observa linkul către grupul de robotică și embedded de pe Facebook, iar acolo puteți dați un click și vedeți mai multe detalii și vedeți cum puteți să vă înscrieți în acest club. Bun. Mai mult decât atât, atât la facultate cât și la universitate, noi încurajăm performanța. Chiar astăzi se desfășoară concursul de algoritmică ITEC, care ca și etapă finală, ca și a doua etapă, de fapt, va avea o probă finală, iar cei care se clasează pe primele trei locuri și chiar și mențiuni vor putea fi admiși la Facultatea de Automatică și Calculatoare fără examen, recunoscându-se rezultatul foarte bun la această competiție. Lucru valabil și pentru cei de clasa 9, 10, 11, nu neapărat cei de-a 12 care dau examen anul acesta. Cam atât și vreau eu să vă spun, acum poate am uitat în urmă cu două săptămâni, important de știut că în aceste cluburi, inclusiv algoritmică robotică, activează studenți cu rezultate foarte bune, mai ales olimpici, foști olimpici de-ai noștri care vor să dea mai departe know-how-ul pe care l-au adunat ei către voi, către elevi și către studenții noștri. Eu vă mulțumesc, mă opresc aici cu prezentarea și aștept întrebări dacă Victoria crezi că e cazul. Mulțumesc frumos! Ovidiu, îți mulțumim și noi pentru prezentare. Dacă tot ai pomenit de Polybike Challenge, aș vrea să vă dau și eu câteva informații. Într-adevăr, 9 aprilie, de astăzi în două săptămâni, vom organiza Polybike Challenge, o competiție de ciclism, la care chiar vă invităm și cu mare drag să vă înscrieți pe raceday.ro. Dacă intrați, veți vedea acolo toate detaliile. V-am pregătit enorm de multe surprize, va fi o zi extraordinară în Timișoara. Vă invităm cu tot dragul să
participați. Menționez că taxa de înscriere este una modică și înscriindu-vă veți contribui mai departe la ajutorarea a doi sportivi din cadrul Clubului Politehnica, doi sportivi extraordinari cu performanță, dar cu situație financiară și materială precară. Deci, ca atare, în data de 9 aprilie, ne-ar face mare plăcere să fiți și voi alături de noi la Polybike Challenge, după amiază, după ce se termină lecțiile de matematică. Bun, și tot pe zona de sport, ca să vă fac curioși pentru sâmbăta viitoare, aș vrea să vă anunț de pe acum că vom avea o introducere mai specială, pentru că vom aduce un campion, tot așa din Clubul Politehnica alături de noi, care vă va prezenta viața de sportiv din cadrul Universității Politehnica, tot ceea ce înseamnă mișcare, bază sportivă, ceea ce noi vă oferim extracurricular. Dar până atunci, este momentul să intrăm în lecția cu numărul 6. Este din nou alături de noi domnul profesor Cristian Lăzurianu, profesorul de săptămâna trecută. Deja sunteți familiarizat cu dânsul, a fost și săptămâna și anul trecut la lecții. Domnul profesor vă va da toate detaliile cu privire la organizarea lecției, problemele și așa mai departe, tot ce ține de această secțiune. Domnule profesor, din acest moment vă predau cuvântul. Mulțumesc, bună ziua tuturor! În lecția de astăzi vom vorbi despre vector și geometria analitică, în plan, evident. Aveți culegerea de probleme. TG, haideți să dau un share screen mai întâi. De la TG 47 până la 54 sunt problemele cu vector, de la 55 până la 88 sunt problemele de geometria analitică în plan. Dacă v-ați uitat peste subiectele din ultimii ani care sunt acolo la finalul culegerii de probleme, sunt subiectele și rezolvările și răspunsurile corecte, ați observat că de fiecare dată a fost o problemă din acest capitol. De obicei, sau în majoritatea cazurilor, a fost o problemă de geometrie analitică. Asta nu înseamnă că nu poate să cadă și o problemă cu vector anul acesta. După cum vedeți, dacă veți calcula probabilitatea de a extrage o problemă cu vector, o să vă dea cazuri favorabile pe cazuri posibile și vă dați seama, nu? Că probabilitatea este mai mică să cadă o problemă cu vector decât una de geometrie analitică. Da, pentru că cineva a întrebat la un moment dat, nu știu dacă dintre voi, vector nu se dau. Se dau, se dau. Poate să se dea și vector. Tare o să facem una, două probleme cu vectori, apoi geometria analitică și între timp voi puteți să scrieți dacă aveți niște probleme de întrebat anumite probleme din acest capitol. Haideți să deschidem și culegerea de probleme. Prin jurul paginii 182, pe acolo avem problemele din capitolul TG. TG 52. Se consider, de ce nu mai pot oare eu să copiez PDF-ul meu, nu știu, în fine, TG52, se consideră vectorii PA egal cu 4i plus j, PB egal cu 2i plus 2j, respectiv PC egal cu i plus aj. Să se determine valoarea lui A, pentru care punctele ABC sunt coliniare. Deci, TG 52, PA este 4i plus j, PB 2i plus 2j,
și vectorul PC, I plus AJ, au un număr real. Acest număr trebuie să găsim astfel încât ABC să fie coliniare. ABC coliniare. Da, deci, practic, dacă avem o dreaptă, ar trebui ca pe această dreaptă, nu neapărat în ordine ABC, să regăsim cele trei puncte. Poate să fie ACB, de exemplu. Da, de la stânga sau la, de la dreapta nu contează prea mult. Undeva în plan este punctul P. Dacă vrem să vizualizăm cei trei vectori, iată PA, PB și PC. Mai întâi trebuie să vedem condiția geometrică. Cele trei puncte să fie coliniare, adică să fie pe o dreaptă. Dacă ar fi o problemă de geometrie analitică, am putea să rezolvăm problema aceasta găsind ecuația dreptei AB și verificând că punctul C aparține acestei drepte. Sau putem să facem cu materia de clasa 11, cu determinanți, dacă știm coordonatele celor trei puncte, un anumit determinant să fie egal cu 0. Aici problema este dată vectorial, deci putem să ne gândim să dăm și rezolvarea vectorială. Și atunci, punctele ABC sunt coliniare. ABC coliniare. Asta e o notație așa cu liniuțele astea între A, B și C. Sau putem să scriem pur și simplu cuvântul coliniare. Dacă și numai dacă, de exemplu, vectorii AB și AC sunt și ei coliniari. Și folosesc semnul de paralel. Dacă doi vectori sunt paraleli sau coliniari, înseamnă că ei au aceeași direcție. Direcția unui vector este dată de dreapta lui suport pe care se află vectorul respectiv. Și atunci, dacă au aceeași direcție, dreptele sunt paralele. Două drepte paralele ce trec prin A, că aveți AB și AC, înseamnă că se suprapun. Și atunci punctele A, B, C sunt coliniare. Deci iată cum am redus problema de geometrie la o coliniaritate a doi vectori și noi știm condiția de coliniaritate pentru doi vectori să aibă componentele respectiv proporționale. Ca atare, haideți să găsim AB-ul și AC-ul. AB-ul este vectorul acesta, de la A la B, AC-ul este cu originea în A și extremitatea în C. Deci, folosind regula triunghiului, AB pot să scriu AP plus PB. Aici observați cum P-ul se intercalează între A și B. O astfel de relație poate fi scrisă cu orice punct, nu neapărat cu punctul P, nu? Și am spus că ne referim aici la regula triunghiului. Regula triunghiului de adunare a doi vectori. Un vector AP, în continuarea lui din P, un alt vector PB, rezultatul este AB. Bun, deci AB egal cu AP este minus PA, minus PA, PA este opusul lui AP, pentru că cei doi vectori din punct de vedere geometric sunt la fel. Reprezintă același segment, doar că sensul este contrar la PA și atunci trebuie să punem minus în față, plus PB, egal cu, dar PA-ul știm din ipoteză, 4I plus J, cu minusul din față va fi minus 4I minus J, plus PB, adică plus 2I plus 2J, ceea ce înseamnă că vectorul nostru AB va fi egal cu, facem calculele, I se adună cu I, J se adună cu J, ca atare obținem minus 4I plus 2I minus 2I, minus J plus 2J plus J. Asta este AB. AC-ul se determină în același mod,
AC egal cu AP plus PC. În loc de AP scriu minus PA plus PC. Egal cu minus 4i minus j plus PC, care este plus i plus aj. Adunăm i cu i, j cu j, deci o obține minus 3i plus, și aici dacă ne uităm la termenii cu j, minus j plus aj, aj, asta înseamnă a minus 1 j. A, B și AC. Și acum să vedem ce înseamnă că AB și AC sunt coliniari. Mergem direct pe proprietatea pe care ați învățat-o în clasele anterioare, prima noua sau a zecea, nici nu mai știu exact. Dacă avem AB egal cu U, adică să spunem U1I plus U2J și AC este V, adică V1I plus V2J și dorim ca U și V să fie coliniari, atunci asta va însemna că U1 supra V1 egal cu U2 supra V2. Da? Dacă notăm cu 1 și 2 formulele pentru vectorii din cazul nostru, U1 este coeficientul lui I, adică minus 2, V1 coeficientul lui I, adică minus 3. Din nou ne uităm la relația 1, U2 este coeficientul lui J, 1, V2 este coeficientul lui J din vectorul acela, adică A minus 1. Minusul cu minusul se simplifică, da? Și pot după aceea să determin că A minus 1 ori 2 egal cu 3 ori 1. Da? Adică am făcut produsul mezilor egal cu produsul extremilor. Ca să nu greșesc la calcul. Rezultă 2A, facem așa, 2A minus 2 este egal cu 3, 2A este egal cu 2 plus 3, 5, A egal cu 5 pe 2. Să vedem dacă am găsit și un răspuns. Dacă nu am greșit, răspunsul este C mic, 5 pe 2. Deci asta a fost problema. Problema cu vectori de G52. Să rezolvăm și problema 53. Și după pauză, dacă mai sunt întrebări legate de vectori, revenim. Haideți că am găsit și butonul. Era ascuns pe acolo pe undeva. DC53. Fie M mijlocul laturii BC, triunghiului ABC, pe laturile AB și AC, considerăm punctele D și E, date de două relații, AB este 3AD, AC este 2AE, apoi punctul F este AM intersectat cu D. Să găsim pe K, astfel încât K ori vectorul AF este AB plus AC. Mai întâi vom face desenul.
un triunghi ABC, nu se precizează, este un triunghi oarecare. ABC. M în mijlocul laturii BC, M este la mijloc. Apoi, pe AB avem punctul D. AB este 3AD. Deci asta înseamnă că împart AB-ul în trei părți egale, așa aproximativ. Și dacă AB este 3AD, înseamnă că dacă pun aici D-ul, observați că aici este o parte, nu? Și AB are trei părți, deci AB este 3AD. Apoi, AC este 2AE. AC este 2AE, împart AC-ul în două părți egale, adică E-ul este la mijloc, nu? AE este o parte, AC-ul două părți, deci AC este 2AE. F este AM intersectat cu DE. AM intersectat cu DE. Aici este punctul F. Observăm că AF, ca și vector sau ca și segment, se suprapune peste mediana AM și AB plus AC are legătură cu mediana AM. Putem să vorbim despre așa numită teorema medianei scrisă cu vectori. Cred că o cunoașteți cu toții. Nu putem să scriem AM în funcție de AB și AC. Teorema medianei pentru vector ne spune că AM este jumătate din suma AB plus AC, totul cu vector. Atunci, din ipoteză, dacă și înmulțesc cu 2, 2 ori AM este AB plus AC, adică K ori AF. Deoarece AF și AM se suprapun, înseamnă că vectorii sunt coliniari, deci există o legătură între ei, o proporționalitate, după cum am văzut și în problema precedentă, ceea ce justifică să întrebăm cât este K. Deci iată, trebuie cumva să găsim cât din AM este AF, după câte observați aici. Deci cumva pot să-mi pun problema cât este raportul AF supra AM. Ca și rezolvare, vă propun să folosim teorema lui Menelaus. Asta pentru că teorema lui Menelaus o mai folosim și pe la geometria analitică la o problemă și atunci e bine să știm și varianta aceasta. Poate că sună mai complicat, dar asta nu cred că e o problemă pentru voi. Vom prelungi BC-ul, vom prelungi DE-ul și vom constata că ele se intersectează. Aici vom avea un punct. Nu știu ce literă să punem aici. P. Deci P este punctul de intersecție dintre DE și BC. Și acum observăm cadrul teoremei lui Menelaus. Avem un triunghi ABC. O dreaptă ce taie cele trei laturi, dreapta cu MOV DP, care taie laturile AB, AC și prelungirea lui BC. Și atunci teorema lui Menelaus ne spune ce se întâmplă cu rapoartele pe care le întâlnim acum. De asemenea, această dreaptă mai intersectează sau mai taie și triunghiul ABM sau triunghiul AMC. Ca atare, putem să ne referim și la raportul legat de AF, respectiv AE. Deci, haideți să scriem teorema lui Menelaus pentru triunghiul. O să scriu pentru ABC, pentru că am nevoie și
acolo este mai aproape, să zicem așa, de teorema din manual, cu dreapta sau cu punctele coliniare D, E și P. Hai să spunem. D, E și P sunt cele trei puncte coliniare pe cele trei laturi, două laturi și o prelungime. Din teorema lui Menelaus ni se spune că următoarele produse de fracții sau rapoarte între segmentele obținute dau 1. Pornim din A, AD supra DB este primul raport. Este raportul intern în care punctul D împarte segmentul AB. AD supra DB. Acest raport intern se poate calcula și din punct de vedere al geometriei analitice. Acea formulă cu XA plus kappa XB supra 1 plus kappa, dacă vă amintiți. Deci AD supra DB este primul raport. Mergem mai departe, am ajuns în B. B, P și înapoi la PC. Aici este un raport extern, în sensul că punctul P este în afara segmentului BC, dar ideea de raport rămâne de la un capăt, capătul unde am ajuns B, la punctul care face secțiunea, să zicem, și de la punctul care face secțiunea înapoi la celălalt capăt. Și am ajuns la C. Și acum continuăm din C. Raportul este CE și apoi EA și iată că am ajuns de unde am plecat. Deci CE supra EA egal cu 1. Asta este teorema lui Menelaus. Putem să înlocuim aici pentru că noi știm. Iată, AD este o parte, BD, după cum vedeți din ipoteză, în practic aici am o parte din cele trei părți în care am împărțit segmentul AB. Și atunci AD supra DB va fi 1 pe 2. Punctul P este un punct introdus de noi, nu știm exact unde este acolo pe dreapta BC, deci va rămâne raportul BP supra PC. Și ultimul raport este CE supra EA, dar ați observat din ipoteză că EU este chiar la mijloc, deci aici raportul este 1. Și egal cu 1, de unde rezultă că BP este 2PC. Da? Ori 1 nu se mai pune și BP supra 2PC egal cu 1, deci BP este 2PC. BP este 2PC. Dar putem spune, de exemplu, așa, pentru a fi mai clar unde anume este P, BP este format din BC plus CP sau PC egal cu 2PC. Deci iată, BC egal cu PC. Deci, practic, am prelungit BC-ul fix cu BC-ul. Asta pe desen nu-i chiar exact datorită faptului că nu am avut un linear să trag linia aceea perfect dreaptă, dar asta contează mai puțin. Reținem această informație, relația 1, putem să spunem, pentru că o vom folosi ca să-l găsim pe F. Și acum observați că aici am mai spus, am zis că vrem să-l aflăm pe AF-ul funcție de AM. AF-ul este chiar pe dreapta AM și cum teorema lui Menelaus ne furnizează astfel de rapoarte, iată, pot să fac și teorema lui Menelaus în care să apară raportul AF supra FM. Și ca atare pot să mă gândesc la un alt triunghi. Și pot să aleg, de exemplu, triunghiul AMC, în care voi avea punctele F, E și P coliniare și să vedem ce obțin. Deci, haideți din nou cu teorema lui Menelaus. Teorema Menelaus. Triunghiul AMC și punctele coliniare F, E și P. Va rezulta și acum facem același tip de rapoarte. Dacă plecăm din A, vom avea AF supra FM. Am ajuns în M. MC este următoarea latură cu P în afară, MP supra PC. Și ultimul raport, CE supra EA. Egal.
Rezultă. AF supra FM. Nu știm. Asta vrem să-l aflăm. MP supra PC. Hai să nu scriu egal. Să păstrăm înmulțirea și scot la final după ce am făcut înlocuire. Ei, raportul ăsta nu știm, că nu l-am calculat, nu apare în rezolvare. Însă MP, după cum vedeți, este format din MC și CP și aici am relația 1. Deci aș putea acum să folosesc relația 1 și cumva să mă apară MP-ul sau PC-ul pe acolo. PC-ul apare, MP-ul, haideți să vedem cine este MP-ul. Deci din relația 1 mai întâi spun că BC-ul este de 2 ori MC, care e egal cu PC. Deci MC este PC supra 2. Acum vreau MP-ul. MP este format din MC plus PC. Din astea două rezultă, MP este egal cu PC pe 2 plus PC. Ducem la același numitor, cu 2 aici, și o să ne iasă 3 PC supra 2. Deci iată legătura dintre MP și PC. MP este 3 pe 2 ori PC, sau de aici rezultă MP supra PC egal PC-ul care e în dreapta sus, cum ar fi, trece în stânga jos, ca și fracție, și rămâne 3 pe 2. Deci, iată, folosind această informație 2, ne întoarcem mai sus la teorema lui Menelaus și în loc de MP supra PC, deci dacă vreți aceste MP supra PC, îl înlocuiesc aici, este 3 pe 2, orice E supra EA, dacă aveți desenul, E-ul e chiar la mijloc, deci ori 1, egal cu 1. Deci, AF supra FM egal, răsturnăm și obținem 2 pe 3. Să vedem cum ne ajută acest lucru. Noi vrem să găsim legătura între AF și AM și constatăm că, de fapt, AM este format din AF plus FM. Deci putem să îl construim pe AM aici în proporția noastră. Avem mai multe variante. Cea mai simplă este să facem proporții derivate. Cum am spus săptămâna trecută, vă mai amintiți de prin clasa 6-a, proporții derivate, de exemplu, să adunăm jos ce este sus. De ce să fac asta? Pentru că dacă adun jos ce e sus, o să am jos AF plus FM, care e tocmai AM. Deci am adunat jos ce e sus, proporții derivate. Rezultă AF supra AM egal 2 pe 5. Relația vectorială era 2AM este KAF. Deci de aici rezultă 2AM este 5AF. Și noi avem 2AM vector egal cu K ori AF vector. Ambii vectori pleacă din A, dacă ne uităm pe desen, se suprapun, deci au aceeași direcție și același sens, ca atare în această relație, formula între mărimile vectorilor este chiar 2AM egal cu KAF. Și atunci deducem că acest K este egal cu 5. Dacă nu am găsit ceva pe la calcul. Apare și răspunsul 5 la C mic. Deci răspunsul ar fi C mic.
După cum am spus, am preferat teorema lui Menelaus ca să o reamintesc și ca să pot să o folosesc și în alte probleme în care apar astfel de rapoarte. Le veți găsi poate în parte de geometrie analitică, poate nu, că tot timpul se pot da mai multe soluții la... Nu tot timpul, dar în general se pot da mai multe soluții la o problemă de matematică. Bun, haideți să vedem și probleme de geometrie analitică. Este o singură nouă problemă în culegere la geometrie analitică. O vom rezolva imediat. Înainte de asta, însă, din câte știu eu, acum, săptămâna viitoare, cei de clasa 12 au simularea pentru BAC și la mate unii dintre ei. Și pe acolo, pe la subiectul 1, apare și problemă de vector, respectiv problemă de geometrie analitică. În culegerea noastră, multe dintre problemele de geometrie analitică sunt formate din două, trei sau chiar mai multe subprobleme de tipul celor date la BAC, pe care voi le știți foarte bine. Și atunci, dacă citiți cu atenție enunțul problemei, veți observa că puteți să faceți așa un fel de despărțire a problemei în subprobleme, pe care să le rezolvați și până la urmă să ajungeți la rezultatul final. Nu toate problemele sunt așa, unele necesită și o idee geometrică pe acolo, adică nu o să observați chiar imediat ce se întâmplă. Hai să exemplificăm. Dacă ne uităm pe aici, observăm ecuația dreptei, ecuația medianei, perimetrul triunghiului. Să rezolvăm problema 61, de exemplu. Nu e complicată. Nu o să citiți problema și o să ziceți că e o problemă de fizică, poate. Pornind din punctul A de coordonate 6-1, un punct mobil notat P se îndepărtează cu viteză constantă, vă sperie, nu? Acel punct mobil este un robot de la clubul de robotică pe care o să-l programați voi. Ca să știe să umble, trebuie să aibă un reper la care să se raporteze, probabil are niște senzori, nu? Acel reper va fi originea sistemului de axe de coordonate. Poziția lui inițială este în punctul 6-1, da? Deplasarea cu viteză constantă nu are nicio importanță în problema asta, că viteza este constantă sau uniform accelerată. În principiu, da, viteza aici este doar pentru a arăta că se deplasează. Cum se deplasează? Echidistant față de o anumită dreaptă. Ce înseamnă echidistant? La aceeași distanță, asta în termen, să zicem așa, mai de toată ziua, ce înseamnă la geometrie, că un punct este tot timpul la aceeași distanță de o dreaptă, dar el se mișcă într-o anumită direcție, da? Asta înseamnă că se deplasează pe o dreaptă paralelă cu dreapta D, traversând primul cadran. Atunci când facem desenul, vom constata care este sensul de deplasare. Iar cerința este să se calculeze distanța parcursă de acel mobil între cele două axe de coordonate. Mai întâi facem un desen și după aia o să vedem că putem să descompunem problema noastră în vreo 3-4 subprobleme de tipul celor de la BAC. Asta este sistemul de axe de coordonate. Originea, axa OX, axa OY, punctul 6, 2, 3, 4, 5, 6 și în jos până la minus 1. Și aici este punctul A. Punctul A. Așa, aici este tot A.
Nu am observat acest lucru. De fapt, A este punctul inițial și punct mobil notat cu P, da. Dreapta B. X plus 2Y plus 2 egal cu 0. Această dreaptă vrem să o desenăm. Da. Putem să o scriem și sub forma echivalentă, să scoatem de aici pe Y. Y egal, nu? Trecem în partea aia și împărțim la 2. Minus 1 pe 2X minus 1. Dacă împărțim la 2 și trecem în celălalt moment. Iată cele două scrieri pentru o dreaptă. Scrierea ca ecuație de gradul 1 egală cu 0, în nouă necunoscute, X și Y, respectiv sub forma Y egal cu MX plus N, unde în a doua variantă Y egal cu MX plus N, M-ul ca și coeficient al lui X are semnificația de pantă a dreptei, pantă care înseamnă tangenta unghiului de inclinare față de orizontală, sensul pozitiv al axei OX în acest caz. Pentru a reprezenta grafic dreapta, putem să dăm valori lui X și să-l aflăm pe Y, ceea ce înseamnă că putem să mergem pe varianta Y egal cu minus 1 pe 2X minus 1, pentru X egal cu 0, Y egal cu minus 1. Da? Deci, aici este un punct al dreptei, iar când X-ul este, de exemplu, minus 2, Y-ul va fi minus 1 pe 2 ori minus 2. Asta înseamnă 1 minus 1, 0. Minus 1, minus 2. Aici. Deci dreapta D. Asta este dreapta D. Și acum punctul P este echidistant față de D și punctul P se deplasează atunci pe o dreaptă D'. Asta va implica faptul că D' este paralel cu D, ceea ce înseamnă că panta lui D' este egală cu panta lui D. Deci, o primă problemă, să zicem, elementară, să se scrie ecuația unei drepte ce trece printr-un punct și este paralelă cu altă dreaptă. Asta trebuie să facem noi. Dacă ar fi să desenez dreapta paralelă, aproximativ, prin A pe acolo, asta ar fi D'. D' paralel cu D. Aici este. Deci tot timpul avem aceeași distanță între cele două drepte. Astea sunt distanțe egale, nu? Echidistant. Bun. Deci, ecuația dreptei D'. Y minus Y 0 egal M pe lângă X minus X0. Ecuația dreptei în care apare un punct inițial X0, Y0 prin care trece și o pantă M. La noi A-ul are coordonatele X0, Y0, adică 6 și minus 1. X0 este 6, Y0 este minus 1. Și mai avem informația de aici. MD prim egal cu MD. Dacă mă întorc și spun cu cine egal MD prim, o să mă uit și la ecuația Y egal cu MX plus N și caut coeficientul lui X pentru că asta este panta. Da? Și iată, M-ul lui D prim este minus 1 pe 2. Deci M este minus 1 pe 2. Din toate astea rezultă că ecuația dreptei D' va fi Y minus minus 1, adică Y plus 1 egal minus 1 pe 2 pe lângă X minus
6. Y plus 1 este minus 1 pe 2x plus 3. Scădem 1 și obținem y egal minus 1 pe 2x plus 2. Ecuația lui D prim seamănă foarte mult cu ecuația lui D. Termenul liber doar diferă pentru că asta se întâmplă la drepte paralele. Deci asta este D prim. Punctul P, deplasându-se pe această dreaptă D prim, pornind din A înspre primul cadran, va intra în primul cadran aici, în acest punct, să zicem B, și după ce se va deplasa o anumită distanță, va ieși din primul cadran prin acest punct C. Și după aceea, evident că nu se mai întoarce. Între cele două axe de coordonate este distanța parcursă de punctul mobil în primul cadran. Deci problema noastră este să găsim distanța de la B la C sau cât de lung este BC, nu? Hai să nu fie confuzie. Distanța de la B la C. Să se calculeze distanța parcursă de P între cele două axe de coordonate, nu? Punctul se îndepărtează cu viteză constantă, deci nu se mai întoarce, să zicem că parcurge de mai multe ori. Distanța dintre două puncte, evident că are formulă în geometria analitică, formula aceea cu radical, deci ca să o aplic am nevoie de coordonatele celor două puncte. Și atunci ajung la o altă problemă de geometrie analitică, la altă problemă elementară, punctul de intersecție dintre dreapta D' și o altă dreaptă, în particular axa OX. Intersecția a două drepte, știm și din clasa 8 asta, de la graficul funcției de gradul 1 și apoi de la geometria analitică. Dacă dreptele nu sunt paralele și nu coincid, intersecția este un punct, după cum vedem și pe desen, și coordonatele punctului B verifică ecuațiile ambelor drept. Ca atare verifică un sistem de ecuații, că sunt două. Și rezolvăm sistemul, obținem coordonatele lui B. Deci, punctul B este intersecția dintre dreapta D' și axa OX. Asta înseamnă că va trebui să rezolv sistemul format din ecuația dreptei D', adică Y egal minus 1 pe 2X plus 2, și ecuația dreptei OX, poate ați uitat-o, dreapta OX este formată din toate punctele în care X-ul se schimbă, că mai la stânga X-ul e negativ, în origine X-ul e 0 și așa mai departe, dar Y-ul este tot timpul același. 0. Deci, iată, Y egal cu 0 este ecuația dreptei OX. Să reținem acest lucru în caz că ați uitat. Cum facem un astfel de sistem? Ei, poți să rezolvi cu metoda reducerii sau cu metoda eliminării. În cazul nostru e chiar simplu, nu? Y egal rezultă 0 egal minus 1 pe 2x plus 2. 1 pe 2x plus 2 egal, nu așa, 1 pe 2x egal cu 2. Deci x egal cu 4? Și un pic pe desen, dar poate dacă duceam chiar paralel, da, sunt șanse mari să fie 4, să nu fi greșit la calcul. Y-ul știu că e 0, da? Deci, iată, punctul B are coordonatele 4 și 0. Următorul punct este punctul C, care este punctul de intersecție dintre dreapta de prim și axa OY. Iarăși, un sistem D' înseamnă Y egal minus 1 pe 2X plus 2 și axa OY este axa verticală în care X-ul nu se schimbă. X-ul este tot timpul 0. Deci asta înseamnă axa OY. Da? X egal cu 0. Deci toate punctele de pe OY au X-ul 0.
Dacă x este 0, vin frumos și înlocuiesc și obțin că y este 2. Deci punctul C de coordonate 0 și 2. Distanța dintre B și C. Pot să merg și să zic, păi am un triunghi dreptunghic BOC în care pot să aplic teorema lui Pitagora. Asta pentru că formula distanței între două puncte tot din teorema lui Pitagora provine. O să scriu formula distanței. Distanța de la B la C este radical din xc minus xb la pătrat, deci diferența abscisele la pătrat, plus diferența ordonatelor yc minus yb la pătrat. Deci teorema lui Pitagora, de unde deducem această formă. Înlocuim 0 minus 4 la pătrat plus yc 2 minus 0 la pătrat, 16 plus 4, radical din 20, 20 scriu 4 ori 5, radical din 4 este 2, radical din 5 nu apare. Deci ăsta trebuie să fie răspunsul. 2, radical din 5. Răspuns care apare la B mic. Deci răspunsul de la problema noastră ar fi B mic. Deci, repet, citiți cu atenție enunțul, un mic desen, pentru că problema este de geometrie. În unele probleme este important să faci desenul ținând cont de coordonate. În alte probleme, acest lucru este doar intuitiv, mai ales dacă coordonatele sunt mai mari sau mai ciudate, așa, de fapt, n-ar conta exact poziția punctului, ci doar ca idee de desen de geometrie, cum făceam în clasa 6, respectiv a 7. Bun. Haideți să vedem ce mai avem pe aici. Să mergem la problema aia nouă, nu? De care ziceam. TG cât o fioare. TG 84. Acum, săptămâna trecută am explicat ce cu mulțimea punctelor din primul, mulțimea punctelor, nu contează de unde, din plan, situate mai aproape de un punct decât de altul. Deci, cei care au fost curioși, cred că au reușit să rezolve între timp problema TG 84, pentru că folosim ceea ce am explicat data trecută. Aici avem o poziționare a punctelor și ne raportăm la primul cadran, să facem un desen, ca să vedem cum ar arăta această mulțime MA și apoi să vedem ce-o fi cu area ei. A de coordonate 2 și 1, 1, 2, 1, punctul A, nu, aici este 2, 1, aici este punctul A. Punctul B de coordonate 6, 1, deci 3, 4, 5, 6, 1, punctul B. Și C de coordonate 4 și 5. 1, 2, 3, 4, 5. Astea sunt puncte. Acum să vedem mulțimea MA a punctelor situate mai aproape de A decât de B respectiv C.
Și atunci vă repet ceea ce ziceam și săptămâna trecută. Dacă avem două puncte A și B, dacă luăm dreapta, segmentul ce unește și M este mijlocul, atunci mediatoarea este locul geometric al punctelor egal depărtate de A și B. Deci pe mediatoare toate punctele au proprietatea, să zicem, dacă aici e un punct P, pe A și pe B sunt egale. Deci punctul P nu este nici în MA, nu este nici în MB. Deci asta este frontiera mulțimii, aici se separă. Și atunci în partea aceasta, nu? În stânga mediatoarei, sunt toate punctele care formează mulțimea MA. Punctele mai apropiate de A decât de B. Asta era ideea. Și atunci, pentru a face problema noastră, trebuie să facem exact același lucru. Să duc mediatoarea lui AB. Care trece chiar prin C. Interesant. Da? Deci, raportat la această mediatoare, punctele mai apropiate de A sunt în stânga mediatoare. Dacă ne raportăm la A și la C, atunci pe aici, prin mijloc, am iarăși o mediatoare. Perpendiculară. Acum, asta nu cred că mai trece prin B. Ar însemna că triunghi echilateral. Nu știu dacă e echilateral. Nu este echilateral. Și acum observăm. Ar trebui oare să reprezint. Haideți să fac niște desene. În partea stângă mediatoarei lui AB sunt punctele mai apropiate de A decât de B. În, să schimbăm culoarea, sub această mediatoare sunt punctele mai apropiate de A decât de C. Și acum, dacă le punem cap la cap, punctele mai apropiate de A decât și de B și de C înseamnă intersecția celor două mulțimi. Deci, iată, mergem pe această mediatoare până dăm de cealaltă mediatoare, nu trecem de ea și fiindcă, zice zona din primul cadran, mă folosesc de axele de coordonate și iată, găsesc mulțimea MA în acest caz. Fiindcă asta este mediatoare și cealaltă este tot mediatoare, înseamnă că aici, la intersecția mediatoarelor, vom avea centrul cercului circumscris triunghiului ABC. Dacă cumva contează acest lucru. Bun. Problema zice să se calculeze area mulțimii MA. Observăm că este un patrulater. Area unui patrulater în geometria analitică, dacă vrei să faci o area unui patrulater și nu știi exact ce e cu el, nu? Da? Cum facem o astfel de arie? Foarte simplu. Dacă unesc două dintre vârfuri, atunci pot să zic, uite, am o arie aici care este area unui triunghi și pentru area unui triunghi folosesc formula cu determinant, se poate și cu înălțime, dar
baza înălțimea pe 2 poate e mai complicat, dar mai simplu este acea formulă are 1 pe 2 modul din delta, unde delta este determinantul care are ultima coloană cu 1 și acolo pui coordonatele primului punct, al celui de-al doilea și celui de-al treilea. Și după aceea mai faci și area cealaltă și iată așa obții area unui patrulater atunci când lucrezi la geometrie analitică. Dacă patrulater este ceva particular, atunci poți să te folosești de proprietățile lui. În cazul nostru, deoarece în problema aceasta am ales ca mediatoarea lui AB să fie verticală, atunci ea este paralelă cu OY și astfel avem un trapez. Trapezul este chiar dreptunghic pentru că e clar aici, nu? Este 90 de grade. Și putem folosi area trapezului, baza mare plus baza mică, ori înălțimea supra 2. Sau, cum am spus, dacă schimbăm C-ul, de exemplu, cum putem face la admitere? Știți că la admitere mai modificăm puțin. Punem 2 în loc de 3 sau modificări din acestea minore care afectează doar rezultatul final. Metoda de rezolvare însă rămâne aceeași. Ca atare voi, dacă știți să rezolvați problema, chiar dacă modificăm punctul, veți ajunge la rezultat. Da? Deci nu învățăm răspunsul pe de rost, că nu este o idee bună. Haideți să vedem. De cine avem nevoie aici? Păi avem nevoie de vârfurile acestui patrulater. Unul dintre ele este originea, îl știm. Al doilea este acest punct de coordonate 4, 0, îl știm. Aici, acest punct este la intersecția mediatoarelor, trebuie să-l aflu. Și aici este mediatoarea intersectată cu axa OY. Iarăși trebuie să-l aflu. Ecuația mediatoare segmentului AC. Asta ar fi o problemă elementară. Mediatoarea unui segment. Ce este mediatoarea unui segment? Perpendiculara în mijlocul segmentului. Ca atare ai nevoie de acest punct care este mijlocul AC, să-i zicem N, da? N este mijloc AC. Rezultă X-ului N este X-ului A plus X-ului C supra 2 și Y-ului N este Y-ului A plus Y-ului C supra 2. Formula pentru mijloc. Avem coordonatele. A-ul are X-ul 2. C-ul are X-ul 4. 2 plus 4 supra 2 face 3. Y-ul lui A este 1, Y-ul lui C este 5, 1 plus 5 supra 2 face tot 3. Deci N-ul are coordonatele 3, 3. Da. Bun. Pe aici trece dreapta. Ea este perpendiculară pe AC. Deci mediatoarea noastră, să-i dăm un nume, această mediatoare este D1. D1 este perpendicular pe AC, asta înseamnă panta lui D1 ori panta lui AC este egală cu minus 1. Deci ecuația perpendiculară înseamnă să ai un punct și să folosești că produsul pantelor este minus 1. Bun. Panta lui AC este tangenta unghiului de înclinare. Tangenta e cateta opusă supra cateta alăturată. Nu? Practic, dacă te uiți, este chiar în triunghiul CA și mijlocul ăsta lui AB notat cu M sau cum i-am spus la început. Da? Cateta opusă este pe verticală. Este Y-ul mai mare minus Y-ul mai mic în cazul nostru și cateta alăturată este pe orizontală X-ul mai mare minus X-ul mai mic. Deci așa țineți minte,
tangenta unghiului cu orizontala este creșterea pe verticală supra depărtarea pe orizontală. Adică YC minus YA, asta e pe orizontală și pe verticală și pe orizontală XC minus XA. Înlocuim 5 minus 1, să nu greșesc, 5 minus 1 supra 4 minus 2. 5 minus 1 este 4 pe 2, 2. Deci M AC este 2. M de 1 ori 2 este minus 1. Deci panta mediatoarei segmentului AC este minus 1 pe 2. Am punctul prin care trece mediatoarea, am panta mediatoarei, automat aplic formula sau ecuația dreptei ce trece printr-un punct și are o anumită pantă, D1 este Y minus Y, să scriu YN direct, nu mai scriu Y0, este panta lui D1 pe lângă X minus XN. Asta înseamnă Y minus 3 egal minus 1 pe 2 pe lângă X minus 3. Y minus 3 este minus 1 pe 2X plus 3 pe 2. Și dacă îl trec pe minus 3 în membru drept, adică adun 3, obțin că ecuația dreptei de 1 este Y egal minus 1 pe 2X plus 9 pe 2, da? 3 pe 2 cu 3 face 9 pe 2. Asta este ecuația dreptei de 1. Bun. Haideți să ne uităm acum pe desen și să completăm. Deci am spus că originea este un vârf. Aici vom avea punctul P, aici vom avea punctul Q și aici vom avea punctul R. Deci, practic, vrem să calculăm area patrilaterului OPQR. O de 0, 0, P-ul de 4, 0 și acum punctul Q. Punctul Q este la intersecția mediatoarei D1 cu mediatoarea lui AB, care este dreapta verticală CP, după cum observăm aici, da? Adică X egal cu 4. Punctul Q este punctul de intersecție dintre D1 și CP. Asta înseamnă un sistem. D1 este Y egal minus 1 pe 2X plus 9 pe 2 și CP este X egal cu 4. Înlocuim Y egal minus 1 pe 2 ori 4, minus 1 pe 2 ori 4 este minus 4 pe 2, plus 9 pe 2, deci Y egal 5 pe 2. 2 jumate, cam pe acolo, e pe desen. Cam pe acolo, corect. Deci punctul Q are coordonatele X este 4 și Y este 5 pe 2. Bun. Mai avem un punct de găsit, punctul R, care se află pe axa OY, punctul R aici, care e la intersecția dreptei D1 cu axa OY, această axă verticală. Deci, să facem același lucru. Punctul R este punctul de intersecție a lui D1 cu OY. Din nou o problemă elementară, intersecția a două drepte. Y egal minus 1 pe 2X plus 9 pe 2, iar axa OY înseamnă X egal cu 0. Dacă înlocuim, obținem Y egal 9 pe 2. Deci R de coordonate 0 și 9 pe 2. Aici nu mi-a ieșit chiar exact. Sper că nu am greșit la calcule.
9 pe 2 sub 5. Am vrut să verific pe desen, dar ca să verificăm pe desen, trebuie să avem un desen făcut frumos cu linearul în care să ducem perpendiculara să fie perpendiculară. Mijlocului AC, nu sunt sigur chiar acolo, poate un pic mai jos și dacă un pic mai jos, automat coboară și dreapta. Astea sunt punctele. Și mergem pe varianta cu area trapezului sau putem merge pe varianta în care să despărțim în două triunghiuri. Deci O, P, Q, R. Trapez dreptunghic. Deci area, aici avem acea mulțime MA. Area lui MA înseamnă area trapez. Baza mare, OR, plus baza mică PQ, ori înălțimea OP supra 2. Acum distanțele. OP este 4, pentru că P-ul e de coronate 4 și 0. OR este 9 pe 2, pentru că atâta este Y-ul lui F. Iar PQ, Q are pe înălțime ordonata 5 pe 2, și dacă ne ducem pe desen P-ul fiind pe OX, da? Atunci, practic, PQ este exact cât este ordonata lui Q, adică 5 pe 2. 5 pe 2. Pot să înlocuiesc atunci. 9 pe 2 plus 5 pe 2 ori 4, totul pe 2. 2 se simplifică cu 4, rămâne 2. 9 pe 2 plus 5 pe 2 înseamnă 14 pe 2, 7. 7 ori 2, 14. Deci area ar fi 14 unități de măsură la pătrat. Și dacă ne uităm la răspunsuri, apare 14, deci sunt șanse să nu fie greșit la calcul și răspunsul să fie ce mic. Sau area patrulaterului OPQR este area triunghiului OPR, de exemplu, plus area triunghiului QPR. Deci cu RP să-l împart în două. Și în acest caz folosesc area unui triunghi, formula binecunoscută, nu? Area unui astfel de triunghi este 1 pe 2 modul din delta, unde delta pentru triunghiul OPR este XO, YO, 1, XP, YP, 1, XR, YR, 1. Și fac doi astfel de determinanți, pun în modul rezultatul, pentru că atunci când calculez un determinant pot să dea și cu minus rezultatul. Iar dacă dă 0, înseamnă că nu avem arie, deoarece punctele sunt coliniare. Da? Și adun cele două rezultate. Varianta aceasta o folosesc în cazul în care patrulaterul nu mai este, iată, un trapez dreptunghic, lucru care s-ar obține, de exemplu, dacă ar fi problema asta la numitere, punând C-ul în altă parte relativ la axa OX. Dacă ne întoarcem aici, dacă C-ul e puțin mai la dreapta, atunci mediatoarea nu va mai trece prin C, da? Dar va fi tot verticală, tot trapez de mână, nu, asta e modificarea. Modificarea este să pun B-ul mai sus față de A. Dacă pun B-ul puțin mai sus, mediatoarea asta care era verticală nu va mai fi verticală. Da. Deci, iată, puteți să faceți problema asta cu B de coordonate 6 și 2. Și vedeți ce se întâmplă. Ideea rămâne neschimbată, tot cu mediatoare, desenul e aproape la fel, doar că la final nu poți să alegi varianta scurtă cu area trapezului. Ar fi bine să alegi varianta în care area unui patrulater este suma ariilor a două triunghiuri, jumătate plus jumătate, jumătate cu ghilimele, că nu sunt ariile egale.
în sensul de jumătate de lucru. Bun. Asta ar fi problema nou introdusă în culegere. Aici la întrebări, TG84, asta era. Cineva zice să facem TG51 și dacă mă uit la ceas, 11:20, putem să luăm acum cele 10 minute de pauză. Puteți să scrieți, dacă aveți ceva preferințe de întrebări, acolo la Q&A. Și vedem, dacă nu sunt prea multe, atunci rezolvăm tot ce ați cerut. Dacă sunt multe, o să mai fac eu o selecție. Bun, pauză 10 minute, vă rog să scrieți acolo dacă doriți să rezolvăm ceva anume.
Au trecut cele 10 minute de pauză. Ați propus niște probleme. Am făcut și niște intersecții. 51 este una dintre ele. Apoi să facem 81 și mai vedem mai departe ce urmează. La problema 51 avem o problemă de vectori. Pătratul ABCD cu latura de 6, pe BC avem două puncte, să se calculeze lungimea vectorului AN plus A. O să facem un desen. Latura de 6 cm. Latura de 6, nu contează ce înseamnă ce e 6. Dacă aveți linia, puteți să faceți chiar de 6 cm. A, B, C, D. Să vedem. Pe BC avem BM supra MC. BM supra MC egal cu 1 pe 2. BM supra MC 1 pe 2. Deci punctul M este undeva pe latura BC și împarte raportul 1 pe 2. Deci putem spune o parte supra două părți. Asta înseamnă un total de 3 părți din care este format BC-ul. Deci iată, dacă BC-ul are 6, atunci la 2 și la 2, nu? Obțin 3 segmente de lungime 2, BM este o parte, MC două părți. Deci iată, dacă BM este de 2 și MC-ul este de 4, 2 cu 2, atunci va fi 2 pe 4, 1 pe 2. Apoi, celălalt raport, BN supra BC aici este 1 pe 2, deci BC-ul este 2BN, asta înseamnă că N este la mijloc, adică aici la 3. Deci înseamnă că bucata asta este 1, asta e tot 1 și asta este 2, nu? 2, 2, 2. Și N este chiar la mijlocul lui BC. Vectorul AM, unim A cu M. Vectorul AN, tot din A, până aici în N. Și acum lungimea acestui vector, ar trebui să aplicăm regula paralelogramului, pentru că atunci când adun doi vectori cu aceeași origine, A în cazul nostru, rezultanta sau vectorul sumă se obține construind un paralelogram din vectorii noștri. Să fac așa aproximativ. Voi dacă aveți linia, puteți să faceți chiar exact. Nu? Și iată, aici în vârful sus, MN, să zicem P, și această diagonală AP este suma vectorilor. Deci dacă A, M, P, N este paralelogram, rezultă, și evident că și reciproca este adevărată, că A, M plus A, N face diagonala A, P. Deci ar trebui să găsim lungimea lui AP. Deci, practic, lungimea lui AP înseamnă modulul lui AP, care înseamnă distanța de la A la P sau lungimea segmentului AP. Asta ne cere problema. Putem să rezolvăm în mai multe moduri această problemă. O să vă propun o soluție, așa poate puțin mai neașteptată. Dacă fac aici o săgetuță, prelungesc în sus și fac o săgetuță și zic că aici este X și aici este Y și spun că
O egal cu A este originea unui sistem de axe de coordonate, atunci pătratul ABCD poate fi considerat în sistemul cartezian de axe de coordonate, ca atare punctele pătratului și punctele M și N pot fi găsite folosind distanțele pe orizontală și pe verticală. Deci mai exact poți să spui că B are coordonatele 6 și 0, pentru că atâta este AB, nu? C de coordonate 6 și 6, nu? D de coordonate 0 și 6, nu avem nevoie de toate astea. În schimb, iată, am dedus deja că M-ul față de B este la distanța de 2, deci M va avea coordonatele 6 și 2, N-ul va avea coordonatele 6 și 3, pentru că N era la mijlocul lui BC, deci BN este de 3. La ce ar folosi asta? Păi ajută foarte mult, pentru că în momentul în care consider o origine și un sistem de axe de coordonate, atunci oricărui punct din plan îi se asociază un vector numit vectorul de poziție. În cazul nostru, vectorul OM, unde O este egal cu A, da? Deci identific O cu A, vectorul OM este vectorul de poziție al punctului M. Da? Vector poziție M. Și el are formula, să zic așa, formula X-ului M ori I plus Y-ului M ori J, unde n-am spus atunci când am făcut prima dată cu I, I-ul este vectorul de lungime 1 de pe orizontală și J-ul este vectorul de lungime 1 pe vertical. Deci, ca atare, iată că vectorul AM în cazul problemei noastre are modelarea tocmai, cât este M-ul, 6I plus 2J. În sistemul acesta ales de noi, deci în care O și A coincid. Atunci, automat, AN-ul, care e tot una cu ON, și N-ul are 6, 3, va fi 6I plus 3J. Deci coordonatele, N-ul de coordonate 6 și 3 ajunge aici, și M-ul de coordonate 6 și 2 era puțin mers. Ei, și acum e simplu, că dacă trag aici linie și adun, obțin că AN plus AN, vectorul nostru pe care vrem să-l găsim ca lungime, este 12i plus 5j. Deci, practic, punctul P pe care îl vedeți aici în desen are coordonatele 12 și 5. Asta am dedus noi. AM plus AN este tocmai AP. Și deoarece A este egal cu O, asta înseamnă că punctul P are coordonatele 12 și 5. Și acum pot să interpretez în două moduri lungimea unui vector. Vectorul geometric care pleacă din origine și ajunge în punctul P și lungimea lui este distanța de la O la P cu formula cu radical sau cu teorema lui Pitagora, sau formula lungimii unui vector, scris cu I și cu J, dacă vectorul U este 1I plus U2J, atunci lungimea lui este radical din U1 pătrat plus U2 pătrat, care e de fapt aceeași formulă cu teorema lui Pitagora. Deci, în cazul nostru, lungimea vectorului sumă, AN plus AN, sau AP, dacă doriți, este radical din 12 la pătrat plus 5 la pătrat, 144 plus 25, 169, care este 13. Deci iată răspunsul, lungimea vectorului cerut de problemă, nu aici, unde este, este 13, adică de mic. Puteți să rezolvați și în alt mod, asta este propunerea mea, în care am modelat pătratul într-un sistem de axe de coordonate cu unul cu laturile pe axe și cu un colț identificându-l cu O.
Bun. Am mai spus 81. Trei drepte concurente, în care una dintre ele are un coeficient necunoscut. Deci, practic, asta ar fi o problemă de Bach. Se dau trei drepte și se cere să se afle A, ăla care apare la D3, astfel încât dreptele să fie concurente. Putem să o rezolvăm în două moduri. Este și ceva formulă cu determinant, dar geometric este natural să spui dacă fac intersecția primelor două drepte, obțin un punct. Și dreptele sunt concurente dacă și a treia dreaptă, D3 în cazul nostru, trece prin acel punct. Deci, haideți să facem, nu o să mai fac desenul acum, puteți voi să-l faceți în liniște când aveți timp, frumos, ținând cont de X, Y, să dați coordonatele. Haideți să facem D1 intersectat cu D2, să spunem că ăsta este punctul I de intersecție. Facem sistemul X plus 2Y minus 9 egal cu 0, X minus 2Y plus 3 egal cu 0. De exemplu, dacă le adun, îmi dă 2X minus 6 egal cu 0, X egal cu 3. Mă întorc aici. 3 plus 2y minus 9 egal cu 0, rezultă 2y egal cu 6, y egal cu 3, deci iată, punctul de intersecție este I de coordonate 3 și 3. Rețin acest punct de intersecție. D1, D2 și D3 sunt concurente, asta înseamnă că cele trei drepte se intersectează în același punct, care este chiar I-ul. Deci, iată, I-ul aparține lui D3. Asta este o problemă chiar elementară. Ți se dă o dreaptă și un punct și zice să verifici dacă punctul aparține drepte. Sau știind că punctul aparține drepte, să afli coordonatele. De fapt, nu coordonate, să afli parametru, valoarea parametrului A în cazul nostru. 2x plus AY minus 3 egal cu 0. Deci, ce va rezulta? 2 ori x, 2 ori 3, plus A ori 3 minus 3 egal cu 0. Rezultă 6 minus 3, 3, trecut dincolo, 3A egal cu minus 3, A egal cu minus 1. Deci știu cine este dreapta D3 și pot să o desenez și pe ea în sistemul de axe de coordonate. Intuitiv, cele trei drepte sunt D1, D2, D3 și punctul I de intersecție. D1, D2, D3. Acum, dacă e în ordine asta sau în altă ordine, trebuie să faceți desenul. În orice caz vine o a treia, o a patra dreaptă, spune problema. O dreaptă D, a patra dreaptă, deci, trece prin origine și intersectează cele trei drepte în trei puncte distincte ABC, astfel încât AB congruent cu BC. Deci, originea e pe undeva pe aici și vine dreapta D, care trece prin origine, da? Și intersectează D1 în A, D2 în B și D3 în C. Asta ca să ai AB egal cu BC sau AB congruent cu BC. Deci, practic, ordinea trebuie să fie D1, D2, D3 atunci când intersectează, că altfel nu o să mai îți poată să-ți dea egalitatea asta.
Bun. Ceea ce este, sau prima informație, de trece prin O de coordonate 0, 0 și are panta M. Rezultă, care este ecuația lui D? Păi, Y minus Y0, care e 0, egal cu panta pe lângă X minus X0. Deci, iată, dreapta D ce trece prin origine este Y egal cu MX. Y egal cu X este prima bisectoare a cadranului 1, în care panta este 1. Deci prima bisectoare are M1. A doua bisectoare trece prin origine, dar e bisectoarea pentru cadranul 2. Panta este minus 1. Asta sunt câteva exemple de drepte ce trec prin origine. Punctul A este punctul de intersecție dintre D1 și D. Știu D1, știu D, deci pot să fac punctul de intersecție. Cum anume? Cu sistem. Deci acum urmează trei sisteme. D1 X plus 2Y minus 9 egal cu 0. Y egal cu MX. Deci în loc de Y pun MX și rezolv ecuația în X. X plus 2MX egal cu 9, rezultă X egal cu 9 supra 2M plus 1. Deci A de coordonate 9 supra 2M plus 1 și Y cu MX 9M supra 2M plus 1. Același lucru o să-l facem pentru B și pentru C. Dreapta D2 intersectată cu dreapta D ne dă punctul B. D2. X minus 2Y plus 3. Egal cu 0. Y egal cu MX. Înlocuim, în loc de Y punem MX, deci o să fie X minus 2MX egal cu minus 3. Deci B va fi de coordonate minus 3 supra 1 minus 2M și MX, adică minus 3M supra 1 minus 2M. Și D3 intersectat cu D este punctul C. D3 este cea de-a treia dreaptă. 2x plus ay, care e minus a, minus y, minus 3. Deci 2x minus y minus 3 egal cu 0. Și y egal cu mx. Rezultă cel de coordonate. 2x minus mx egal cu 3, deci 3 supra 2 minus m. Și M ori X, adică 3M supra 2 minus M. Dacă am greșit la calcul, nu o să mai iasă nimica. Și va trebui voi să reluați ca să vedeți unde am greșit și să faceți calculele corecte. Bun, am găsit și punctele ABC. Și am ajuns în final să mă gândesc ce înseamnă că ABC sunt trei puncte pe aceeași dreaptă, deci ABC sunt coliniare și AB egal cu BC. Ce înseamnă acest lucru? Trei puncte coliniare și AB egal cu BC. Și desenul te ajută în acest caz, că l-am făcut cam așa, cam să semene cu ce aș vrea eu să observați. Iată, trei puncte coliniare în această ordine, AB egal cu BC. B-ul este tocmai mijlocului AC. Asta este proprietatea. B este mijloc AC. Și asta îmi implică că X-ul lui B este X-ul lui A plus X-ul lui C supra 2. Înmulțesc cu 2 și folosesc
coordonatele găsite tocmai aici în relația aceasta. Deci 2 ori x-ului b înseamnă minus 6 supra 1 minus 2m egal cu x-ului a 9 supra 2m plus 1 plus x-ului c 3 supra 2 minus m. Și observați cu toții că dacă această relație se mulțește cu m, este tocmai relația dintre y. Deci automat, dacă asta este verificată, va rezulta, de aici va rezulta că, dacă mulțesc cu m, că și y-ului b va fi y-ului a plus y-ului c supra 2. Deci asta cu y nu mai trebuie să verifică exact același lucru. Iată, am ajuns la o ecuație algebrică în m, cu fracții, evident că numitorii trebuie să fie diferiți de 0, deci m diferit de 2, de 1 pe 2 și minus 1 pe 2. Lucruri pe care puteam să le pun puțin mai sus atunci când am găsit coordonate. Haideți să eliminăm numitorii și să rezolvăm această ecuație. Avem un pic de lucru aici. Mai întâi, dacă simplific, dacă mulțesc cu 1 pe 3, aici va rămâne 1, aici 3 și aici 2, ca să fie puțin mai simplu. Minus 2 pe lângă 2m plus 1 pe lângă 2 minus m, egal cu 3 pe lângă 1 minus 2m pe lângă 2 minus m, plus 1 minus 2m pe lângă 2m plus 1. O ecuație de grad 2 pe care o rezolvați și o să constatați că are două soluții, respectiv minus 11 pe 2 și 1. Să vă fac eu mulțirile sau rezolvați voi singuri ecuația asta de gradul? Eu zic că rezolvați voi singuri ca să mai putem să facem și așa. Deci, puncte, puncte, ecuație de gradul 2, m1 este minus 11 pe 2, m2 este egal cu 1. Și aici apare o chestie interesantă, pentru că dacă ne uităm la răspunsuri, o să găsim că la răspunsul F sunt aceste soluții, minus 11 pe 2 și 1. Dar mai găsim și pe 1 singur la răspunsul B, mai găsim și minus 11 pe 2 singur la răspunsul D. Și atunci, în situația asta în care găsești că se repetă un răspuns în pereche cu altele sau singur, întotdeauna trebuie să-ți pui întrebarea, oare răspunsul este cel în care apar toate valorile sau unele dintre valori nu convin, nu sunt bune pe anumite motive. Să zicem o condiție de existență sau ceva ai uitat să pui. Deci asta trebuie să-ți fie semnal de alarmă. Dacă erau 6 valori aici distincte, trebuia să dai peste una dintre ele. Fiindcă se repetă, trebuie să te gândești oare de ce se repetă. Nu cumva poate minus 11 pe 2 nu-i bun și rămân cu 1 și răspunsul e B? Poate nu-i bun 1 și răspunsul este D? Sau poate sunt bune amândouă? Recitim enunțul să vedem dacă nu ne-a scăpat ceva. Dreptele concurente le-am făcut. Dreapta de ce trece prin origine intersectează cele trei puncte, cele trei drepte în ABC. Și aici mai scrie. Distincte. ABC distincte. Oare sunt distincte punctele ABC? Și tu vii frumos, că tu ai punctele ABC și înlocuiești M-ul. Hai să înlocuim M-ul cu 1. Nici nu mai trebuie să înlocuiesc M-ul cu 1. E foarte simplu. Dacă M este egal cu 1, dreapta D ce trece prin origine este Y egal cu X, care trece prin I de coordonate 3, 3. Înseamnă că dacă dreapta trece prin I de coordonate 3, 3,
intersecția cu D1, D2 și D3, cine va fi în cazul acesta particular? Doar punctul I, adică A, B și C, nu mai sunt distincte, coincid. Asta înseamnă că M egal cu 1 nu este bun. Hai să locuim M cu 1 aici în A. 9 pe 3, 3. 3 ori 9 ori 1, 9 pe 3, 3. Deci A de coordonate 3, 3. Minus 3, 1 minus 2, minus 1, 3. Minus 3 ori 1, minus 3 pe minus 1, 3. Deci B de coordonate 3, 3. Deci e clar, M egal cu 1. În acest caz trece prin I, care va fi A de coordonate 3, 3, B de coordonate 3, 3, C de coordonate 3, 3. Nu sunt distincte. Rezultă, nu convine. Deci, asta trebuie să iasă din răspuns. Iar când înlocuiește M-ul cu minus 11 pe 2, care este soluție găsită de noi, rezultă, vei observa că sunt distincte, ceea ce înseamnă că acest răspuns este ok și putem să spunem că răspunsul la problemă este minus 11 pe 2, care parcă era D-ul. Da. O problemă destul de complicată, care mai are la final și o mică, cum să zic, un mic trick aici la final, că trebuie să fiți atenți ca punctele să fie distincte. Să nu uitați acest lucru. Bun. Ecuația de gradul 2 o rezolvați, are soluțiile astea, că ați văzut că se verifică dacă înlocuiesc în puncte. Să mai alegem niște probleme, ar mai fi aici 86, haideți să vedem ce zice 86. În sistemul de axe de coordonate X, O, Y, avem punctul A de coordonate 3 și 0 și punctul B de coordonate 0 și 4. Mai sus. Triunghiul AB. În interiorul triunghiului OAB se consideră punctul Q situat la distanța R de fiecare latură a acestuia. Deci undeva aici am un punct Q, aici pe undeva, astfel încât distanța de la Q la latura OA este R, distanța de la Q la latura OB este R, distanța de la Q la latura OC este R. Prima întrebare. Parcă sună cunoscut această proprietate. Deci cine este Q? Q este punctul egal depărtat de latură. Deci răspunsul la această întrebare, Q este centrul cercului înscris în triunghiul OAB. Asta e proprietatea centrului cercului înscris, că el este la aceeași distanță R, unde R este raza lui, de fiecare dintre cele trei laturi. Pot să-l aflu pe R atunci, adică cine este R? Pe R este raza cercului înscris. Și iată că am ajuns la o problemă de trigonometrie. Săptămâna trecută, nu? Raza cercului înscris într-un triunghi. Se poate afla, pot să găsesc acest R? Păi da, de exemplu, formula pentru R
R este S supra P, unde S este area și P este semiperimetrul. Asta pentru că dacă despart triunghiul nostru în trei triunghiuri, QOA, QOB și QAB, și le fac area, o să fie baza în înălțime asupra 2. Iar înălțimea de fiecare dată este R, care se dă factor comun. Suma laturilor supra 2 este semiperimetru și iată am această formulă. Bun, deci poți să găsești cine este F. O A este 1, 2, 3. O B este 4. Cu Pitagora, AB va fi 5. Direct, 3, 4 și 5, numere pitagoreici. De unde obțin că semiperimetru este suma laturilor supra 2, 6, și area este cateta 1 ori cateta 2 supra 2, adică 3 ori 4 supra 2, tot 6. Acum e întâmplare, nu sunt egale asta în general. Asta înseamnă că, iată, R mic este 1, de fapt. Deci asta înseamnă că aici cade, da? Și mai mult, dacă ne uităm pe desen, ce coordonate are Q? Păi, distanța pe verticală, dacă vă uitați, este chiar R-ul. Distanța pe orizontală, da? Este chiar R-ul. Deci Q are coordonatele 1 și 1. Astea sunt informațiile pe care le-am dedus din ipoteză, fără să citesc concluzia. Adică pot să cer și o altă concluzie la aceeași ipoteză. Tot rezolvarea asta apare. În cazul nostru, concluzia este dacă avem un punct P de coordonate X și Y, ce se află la distanța R de punctul Q, de exemplu, haideți să-l iau aici, pe acest cerc. Vedeți? Aici este punctul P. Distanța QP este chiar raza, după cum vedem, dacă vorbim despre cercul înscris în triunghiul AB. Ne întreabă coordonatele lui, X-ul și Y-ul. Ce ecuație verifică? A, B-ul, C-ul și așa mai departe. Care e caracteristica punctului P? Că punctul P se află la distanța R de punctul Q. Asta este concluzia sau informația din concluzie. Asta e o ipoteză, de fapt, dar nu apare în întrebare. Deci distanța de la P la Q este R. Păi, asta e simplu. PQ este R. Păi, PQ ce înseamnă? Radical din XQ minus XP la pătrat plus YQ minus YP la pătrat egal cu R. Ridicăm la pătrat și înlocuim informațiile pe care le cunoaștem. X-ul lui Q, care e 1, X-ul lui P este X. Să nu uit că P are coordonatele XY. Și astea sunt cele trei informații subliniate. Raza, Q și P. Deci 1 minus x la pătrat plus yq 1 minus y la pătrat egal cu 1. Și am obținut o relație. Dacă ne uităm la răspunsuri, acolo scrie x pătrat plus y pătrat, deci e clar că ne îndeamnă să ridicăm la pătrat. 1 minus 2x plus x pătrat plus 1 minus 2y plus y pătrat egal cu 1. Și dacă rescriem frumos după cum spun răspunsurile, adică să începem cu x pătrat, apoi cu y pătrat, apoi cu x, apoi cu y, o să avem x pătrat plus y pătrat minus 2x minus 2y plus 1 egal cu 0, că aici, nu, dacă scad un 1, rămâne relația aceasta. Și acum, dacă ne vom uita la răspunsuri, x pătrat plus y pătrat minus 2x minus 2y plus 1 egal cu 0, vom găsi că răspunsul este A.
Haideți să mai vedem. 66. Un trapez dreptunghic, ABCD, AB paralel cu CD, DA perpendicular pe AB, are laturile cunoscute și... Deci, iată o problemă de geometrie plană, relații metrice cu distanțe. Știind că este din culegere aici, în zona de geometrie analitică, pot să-ți pui întrebarea ce caute aici. Dacă n-ai știa, ai zice că bă, poate e o problemă de clasa a șaptea și te pui să faci desenul și să încerci să faci cu Pitagora, cu tot fel. Totuși, poziția problemei în zona asta de geometrie analitică și faptul că am mai rezolvat o problemă astăzi cu vector și cu pătrat, în care pătratul l-am pus exact pe axele de coordonate cu colțul în origine, ne duc cu gândul că o soluție ar fi să modelăm și trapezul dreptunghi cu ajutorul sistemului de axe de coordonate. Și atunci, dacă DA este perpendicular pe AB, vom identifica AU cu O, cu origine. Deci, haideți să dăm rezolvarea cu ajutorul geometriei analitice. Deci, originea este exact punctul A. Și să încercăm să reprezentăm atunci trapezul nostru. DA perpendicular cu AB. AB este de 6, deci putem să luăm aici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și să spunem, uite, aici este B. Ce mai știm? AD este perpendicular și este de 3. Deci asta e 6 distanță. Deci, da? 1, 2, 3. Și aici este D-ul. Iată, perpendicular. La distanța 3. Ce mai știm? AB paralel cu CD. Trapez dreptunghic. Baza mare este AB, baza mică este CD și CD este de 3. Deci aici este C. Și iată trapezul nostru dreptunghic, ABCD, baza mare de 6, baza mică de 3, înălțimea de 3, pus într-un sistem de axe de coordonate. Apoi, M este mijlocul lui AB. M. Aici. La 3. N aparține lui DC cu CN egal cu 1. Deci 1, 2, aici este N. CN egal cu 1. Da? Deci îndrept cu 2. Întrebare. La ce distanță de A se intersectează dreptele MN și BC? Păi, haide să unim M cu N. Să prelungim BC și să observăm că ele se intersectează într-un punct P, aproximativ pe acolo. Întrebarea este la ce distanță de A, adică trebuie să găsim distanța de la A la P. Asta este problema, cât este AP. Păi, în problema noastră, A este de coordonate 0, 0. Dacă vom găsi coordonatele punctului P, atunci problema este rezolvată că avem formulă pentru distanța între două puncte. Cine este punctul P? Păi conform enunțului, intersecția a două drepte. Ca atare, găsesc ecuația dreptei MN, găsesc ecuația dreptei BC, fac intersecția și de acolo rezultă punctul P. Păi, haideți să vedem. B, ce coordonate are? Păi datorită modelului nostru, B este la distanța 6 de origine pe orizontală și este chiar pe axa OX, deci B de coordonate 6, 0. CU. CU este cu distanța CD de 3, deci X-ului C este 3, iar pe verticală, Y-ului C este tot 3, că e CD paralel cu AB și D-ul e la distanță 3. Deci de aici rezultă ecuația dreptei BC.
x minus xb, adică 6 supra xc minus xb, 3 minus 6, este y minus yb, adică y minus 0, supra 3 minus 0. Apoi, m. M este mijlocul lui AB, conform menunțului. Deci el are coordonatele 3 și 0. N-ul este pe drept, pe segmentul CD, la distanța 1 de C, deci înseamnă că aici ești în drept cu 2. Abscisa lui este 2. Pe verticală ești în drept cu C și cu D, adică la ordonata 3. Deci iată vei găsi ecuația drepte MN. X minus 3 supra 2 minus 3, egal cu Y minus 0 supra 3 minus 0. Și apoi zici, punctul P este punctul de intersecție dintre BC și MN. Deci rezultă că facem un sistem. Cu cine? Cu cele două drepte pe care le-am găsit aici. Deci știm cine este BC-ul, știm cine este MN-ul. Pot să fac acest sistem și să găsesc coordonatele punctului P. După ce am găsit coordonatele punctului P, pot să fac și distanța de la A la P. Ce avem acolo? X minus 6 supra minus 3 egal cu Y pe 3 și X minus 3 supra minus 1 egal cu Y pe 3. Da? Deoarece am același Y pe 3 la ambele, va rezulta că X minus 6 supra minus 3 este X minus 3 supra minus 1. Am egalat aici X și rezultă, dacă tai minusurile, că se simplifică, X minus 6 este 3X minus 9, X egal cu 3 pe 2. 1,5. Dacă ne uităm pe desen, cam pe acolo. Cât este Y-ul? Păi putem să găsim și Y-ul. Y este minus 3 pe lângă X minus 3. 3 pe 2 minus 3. Y egal cu 3 pe 2 minus 3 este minus 3 pe 2. O minus 3. 9 pe 2. Asta nu știu dacă mai sună bine. X minus 3 ori minus 3. Deci amplificăm cu 2, da? 3 minus 6 minus 3, ori cu minus 3 din față, 9 pe 2. Da. Sper că n-am greșit ceva. P de coordonate, 3 pe 2 și 9 pe 2. AP, da? AU de coordonate 0, 0 va fi radical din 9 pe 4 plus 81 pe 4, 90 pe 4, 3 radical din 10 pe 2. Să vedem dacă avem astfel de răspuns. 3 radical din 10 pe 2 este chiar amic, deci șansele sunt foarte mari ca răspunsul să fie corect. Asta a fost problema. Deci v-am propus o soluție în care modelăm trapezul dreptunghic exact pe axele OX și OY cu vârful A în origine. Și după aceea toate calculele rezultă imediat. Asta a fost 66. 64. Asta a fost anul trecut, este rezolvată la final acolo, în fișier.
Tot facem un desen, originea, A de coordonate minus 1 și 4. B de coordonate 5 și 1. Să se afle coordonatele punctului C, astfel că simetricul lui față de dreapta AB să fie centrul de greutate al triunghiului AOB. Deci centrul de greutate știți cu toții că este la intersecția medianelor. Deci acolo este G-ul, centrul de greutate. Și problema zice simetricul punctului C, deci G este intersecția medianelor, pentru că este centrul de greutate. Și problema zice simetricul față de AB al lui C este G. Deci ai o dreaptă, ai punctul C, da? Și simetricul lui înseamnă că duci o perpendiculară, o prelungești la aceeași distanță și acolo va fi simetricul G. Asta e tot una cu simetricul față de AB al lui C, este C. Și asta trebuie găsit. Deci, practic, problema ne cere să găsim simetricul punctului C față de dreapta AB. Deci aici, dacă vii cu o perpendiculară, o prelungești la aceeași distanță, aici va fi C. Perpendiculara asta intersectează AB în P, deci GP trebuie să fie perpendicular pe AB. Asta e tot una cu a spune că P este proiecția lui G pe AB. Și apoi, dacă e simetric, e de partea cealaltă la aceeași distanță, aici pe desenul din dreapta, dacă vă uitați, ceea ce înseamnă că punctul P, unde este de fapt? Nu o să lucrez cu distanțe. Da? Deci, P-ul va fi exact mijlocul lui GC. Și asta este, de fapt, algoritmul de rezolvare al problemei simetricului. Mai întâi fac dreapta perpendiculară, după aceea găsesc proiecția, adică punctul P, intersectând perpendiculara cu dreapta noastră AB, și apoi, ținând cont că punctul P trebuie să fie la mijloc, aplic formula mijlocului pentru a găsi coordonatele lui C. Evident că G-ul, fiind centru de greutate, are formulă, nu? XA plus XB plus XO supra 3, YA plus YB plus YO supra 3. Deci G de coordonate, asta poate fi găsit foarte simplu. 4 pe 3 și 5 pe 3. Dacă m-am adunat bine. Ecuația dreptei AB este dreapta ce trece prin două puncte. Se poate găsi foarte ușor. Da? Deci AB are ecuația. După aia, panta lui AB ori panta lui GP va fi minus 1, da? De unde voi putea găsi ecuația lui GP, pentru că știu panta și îl știu pe G. După aceea, pasul următor este AB intersectat cu GP, rezolv acest sistem și o să obțin punctul P de coordonate cât o să dea. Și apoi folosesc faptul că P este la mijloc, adică x-ul lui P este x-ul lui G plus x-ul lui C supra 2, de unde va rezulta cât este x-ul lui C, pentru că x-ul lui P l-am găsit mai
cu un rând mai sus și x-ului g la fel, și analog y-ului c este 2yp minus yg și se poate și el găsi. Și astfel am rezolvat problema. Faceți voi calculele. Că vreau să mai ne uităm la o problemă. Două, așa să mai discutăm puțin. Asta a fost 69. Pe scurt, 73-ul. Să vedem care ar fi problemele la 73. Mai întâi, informația că triunghiul este isoscel de bază AB. Asta înseamnă CA egal cu CB. Scrii formulele cu radical și constați că poți să afli pe A mic, pentru că vei obține o ecuație în care va apărea necunoscut A mic. Deci, din informația că triunghiul este isoscel, găsim cât este A mic. Centrul cercului înscris. Circumscris. Rezultă, trebuie să facem intersecția a două mediatoare. Sau deci ăsta este punctul O, nu? O este centrul cercului circumscris. Sau folosesc proprietatea că OA egal cu OB egal cu OC. Din intersecția asta îmi rezultă cât este punctul O de coordonate X0, Y0. Din condiția OA egal cu OB egal cu OC, obțin niște ecuații pe care le rezolv și până la urmă o să obțin tot așa O de coordonate X0, Y0. Și în momentul în care ai găsit punctul O, poți să faci diferența X0 minus Y0. Deci asta este ideea. Mai întâi găsim pe A din triunghi isoscel și apoi vă propun să faceți că până la urmă e același lucru. La mediatoare trebuie să duci perpendiculara în mijloc, am făcut astăzi problemă, trebuie să faci două mediatoare și apoi sistem. Dacă scrii distanțele OA, OB și OC, poți să faci din ecuația OA egal cu OB o relație și din OB egal cu OC o altă relație. Și relațiile alea sunt, de fapt, tocmai mediatoarele lui AB și BC. Și când rezolvi sistemul, obții aceeași soluție. Deci asta ar fi ideea la 73. Sper că am lămurit-o. Probabil că întrebarea la 74 este ce înseamnă coeficientul unghiular al dreptei. Coeficientul unghiular al dreptei înseamnă panta dreptei. Deci, asta este simplu. YQ minus YP supra XQ minus XP și punctele P și Q se află foarte simplu pentru că scrie ecuația dreptei, intersectez cu X, iarăși dreapta, intersectez cu Y, deci soluția este foarte simplu. Dacă știi informația asta, coeficientul unghiular înseamnă pant. Și astfel ai lămurit problema 74. Să vedem aici dacă e vreo problemă.
Deci prima informație, ce aparține dreptei? Asta înseamnă coordonatele lui ce verifică ecuația dreptei. Deci A plus B este 8, B, de exemplu, este 8 minus A și, practic, problema ți-a spus indirect că punctul C are coordonatele A și 8 minus A. Următoarea informație, triunghiul ABC este isoscel. Păi așa cum am mai zis, dacă baza este AB, CA este egal cu CB. Știi C-ul, știi A-ul, știi B-ul, deci rezultă ecuație în A mic, deci poți să afli A mic. Deci știi ce coordonate are C. A treia problemă de aici, de la teza 75, ce este ortocentrul? H este ortocentrul. Asta înseamnă că H este intersecția a două înălțimi. A treia, sigur, trece pe acolo, știm din clasa 6-7, înălțimile sunt concurente. Deci, practic, tu trebuie să faci înălțimea H1, înălțimea H2 și să le intersectezi, să rezolvi sistemul. Cum se află ecuația unei înălțimi? Păi, dacă tu duci înălțimea, este perpendiculară. De exemplu, dacă este în A, ea este perpendiculară pe BC. Deci, panta înălțimii H1 ori panta lui BC este minus 1 și H1 trece prin A. Deci poți să scrie ecuația lui H1. Y minus YA este panta lui H1 pe lângă X minus XA. Și tu știi deja panta lui H1 din relația aceasta cu produsul pantelor este minus. Analog faci și pe H2. Mai faci un H2 pe aici pe undeva, perpendicular. Și apoi H1 intersectat cu H2 este ortocentru. Păi 85 este un caz foarte simplu al lui 86, adică exact finalul de la 86 este 85. Vedeți că la 86, adică vedeți, se cerea că distanța de la P la Q să fie egală cu R tot timpul și același lucru se cere și la 85. Deci 85, vezi finalul de la 86 și mai apare întrebarea 88 de aici, de la final. Ultima. Haideți să discutăm și pe asta. Originea M de coordonate M mic și 0, Q de coordonate 0 și M mic. Nu știm cine este M mic, dar trebuie aflat. MN pe Q este pătrat. MN pe Q este pătrat. Am făcut cam... Asta este acum, nu mai șterg. Ceva de genul acesta trebuie să fie. MN pe Q, deci trebuie să țin cont de această ordine, MN pe Q este pătrat, da? Aceeași latură, aici este R mic, aici este R mic, da? Și ON este radical din 10. Da? A, MQ este tot L, OM este M mic, OQ este M mic. Deci imediat cum Pitagora, de fapt, latura pătratului este
M radical din 2. Da? Aici observați în triunghiul MOQ cu teorema lui Pitagora. L mic este M radical din 2. Deci atât ai un pătrat de latură M radical din 2 așezat așa și știi că distanța de la O la N este egală cu distanța de la O la P. Da? Tot radical din 10. Și atunci, iată, L este M radical din 2. Se pune problema cum îl găsim pe M. Păi poți să gândești în felul următor, ca și principiu, ca să găsești o necunoscută, ai nevoie de o ecuație pe care să o rezolvi. Deci așa poți să privești problema. Deci am nevoie de o ecuație în care apare M. Și atunci, haideți să privim la acest triunghi, triunghiul OMN. Triunghiul OMN are trei laturi, una cunoscută, celelalte două depind de M. Ceea ce e bine, pentru că practic apare M. Dar nu este un triunghi dreptunghic. Nu pot aplica teorema lui Pitagora. Însă noi știm că dacă știm laturile unui triunghi, putem să folosim teorema cosinusului. Ar fi bine să cunoaștem unghiuri pe ei. Și haideți să observăm că aici sunt 90 de grade, iar dincoace, datorită faptului că OM egal cu OQ, am un triunghi dreptunghic isoscel, deci aici am 45. Deci iată, pot să aplic teorema cosinusului în triunghiul OM. Pe scurt, OM la pătrat este OM pătrat plus MN pătrat minus 2 OM ori MN ori cosinus de 90 plus 45. 90 plus 45 de grade. Și de aici va rezulta cât este M. Pentru că ON e radical din 10, M, M la pătrat, iar cos de 90 plus 45 sau tot una cu cos de 135, asta se poate calcula și îți va da minus radical din 2 pe 2. Deci, practic, obții o ecuație din care poți să-l afli pe M. Atenție, după cum zice și enunțul, M-ul trebuie să fie între 0 și radical din 10. Asta în caz că obții două soluții și una nu convine. Asta ar fi problema 88. Bineînțeles că faceți voi calcule până la final. Am cam răspuns la majoritatea întrebărilor. Acum nu mai avem timp, că deja este trecut de 12:30. Vom încheia lecția aici. Lecția de vector și geometrie analitică. Săptămâna viitoare continuați, cred că începeți analiza matematică. Oricum, pentru cei de-a 12-a, succes la simulare săptămâna viitoare. Să ne vedem cu bine în anul întâi. La revedere!